Evenimentul a avut loc joi 26 martie în prezența unui public numeros și cunoscător de pictură. Cele patru artiste, Ana Ivanov, Margareta Neculai, Edith Necula și Sabina Popovici, s-au aflat la prima prezentare de acest gen, iar coordonatorul, Arcadie Răileanu, și-a felicitat elevele pentru realizările lor. Sunt lucrări foarte frumoase, îmi place, mă bucur pentru ei. Mai spuneam că eu nu atât am încercat să-i învăț a picta, adică măestria, și o capătă mai mult acasă, lucrând mult, fiindcă în școala noastră nu au posibilitatea să vină în fiecare zi și să lucreze acolo, e altfel de școală. O să stăm și o să ne uităm la fiecare lucrare în parte, o să vedeți cât suflet, cât inimă, cât cunoștință și măestrie este în fiecare din ele. Tablourile expuse au reprezentat în general natură și portrete, iar cele patru artiste au avut emoții, mai ales că la acest vernisaj au fost prezente și nume importante din pictura nemțeană. Oricâte cărți am scrie sau oricâte tablouri am face, în minte sau în subconștient chiar, avem unul singur, Capodopera. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit la acest dialog al sufletelor noastre, al emoțiilor noastre, exprimate în formă și culoare. Pentru Ana Ivanov, Margareta Neculai, Edith Necula și Sabina Popovici vor urma și alte expoziții de pictură, iar profesorul Arcadie Răileanu este convins că prin talentul lor, cele patru artiste vor avea ocazia să-și prezinte lucrările atât în țară, dar și în străinătate.